de ani în urmă, unele țări de-abia au început a permite femeilor dreptul la vot. Ele trăiau cu această realitate, că nu neapărat să mergi la școală, important este să te căsătorești cu succes. Asta este discursul bărbaților din anul 2017, din secolul 21, nu doar în Moldova, din păcate. Am reușit doar să coborâm, să reducem asta la nivel de glumă. Da? Adică noi într-adevăr spunem aceleași lucruri, doar că le mascăm sub glumă. Noi ne permitem într-adevăr mult prea ușor să utilizăm tot felul de glume, de comparații de astea sexiste pentru a face nu altceva, dar a insulta jumate din societate. Să recunoaștem un lucru de fapt de bază, da? Etalonăm ca sexul frumos, ca nu știu ce, pentru toate astea sunt niște chestii destul de toxice care până la urmă, știți, sex frumos, n-ai dreptul de vot, dar în schimb este așa de frumoasă. Comportamentul nostru al bărbaților este important în a elimina chestiile astea până la urmă. Noi trebuie să evoluăm.